De adej, pentru că pur și simplu nu mă pot abține. Am verificat rapid GSP înainte de meci, am vrut să văd informații despre meci. Ce am văzut? Am văzut un articol în care Becali zicea că un jucător de la FC FCSB, Andrei Codrea, ar fi poreclit Sfinxul. Este o jignire cât se poate de mare la adresa lui Ion Alexandrescu, cum vă puteți imagina. În fotbalul românesc a fost și va fi mereu un singur Sfinx, Nea Ion. Nimeni nu va putea vreodată să pretindă că această poreclă i-ar aparține. Nu, doar Ion Alexandrescu. Și nu înțeleg cum această echipă și acești suporteri FCSB-iști continuă să spună că FC FCSB e steaua, dar acceptă asemenea insulte, pentru că și ei ar trebui să se simtă insultați, mai ales dacă e cum spun ei, că ei iubesc steaua și nu știu ce. Ei bine, dacă iubești steaua, n-ai cum să accepti o asemenea insultă la adresa Sfinxului. Există un singur Sfinx, Ion Alexandrescu, și un fotbalist necunoscut de la FC FCSB, care a luat bătaie cu 10-0 de la Silkeborg, n-are cum să pretindă că acea poreclă îi aparține lui. Niciodată nu poate să facă așa ceva. Da? Ion Alexandrescu a jucat în meciuri adevărate pentru Steaua, a participat în acel faimos turneu în Anglia, în care a întâlnit echipe care astăzi ar bate FC FCSB cu 50-0, nu cu 10-0. Deci nu are cum acel microfotbalist, că nici nu știu, că eu n-am auzit de el până acum. N-are cum ăla să vină și să spună că el este Sfinxul. Nu, un singur om este Sfinxul și Ion Alexandrescu a fost Sfinxul pentru tot ce a făcut pentru fotbal românesc, nu numai pentru ce a făcut ca fotbalist. Mă opresc aici pentru că nu mai am chef să mai stau, m-am enervat foarte tare. Haideți să mergem la meci. Urmează Steaua Unirea Deji, Forța Steaua, îi batem!